Bună ziua, sunt din echipa lui Vlad Vladone. Eu mă ocup de partea cu tutoriale. Astăzi voi face un tutorial în Photoshop despre cum să-ți faci un banner, o semnătură pe un site, bineînțeles transparentă. Prima și prima dată dăm file, new, îi dăm un nume. Și să selectăm în pixeli. Eu voi selecta o 800 pe 200. Foarte important, la background content trebuie să dăm neapărat transparent. Voi face un banner foarte simplu, fără poze, doar cu un scris, poate și un shape. Da? Cu o textură. Hai să facem să vedem cum arată. Hai să-i punem o textură. O încarc de aici să văd cum arată așa. Nu-mi prea place mie. Așa. Nu. Poate. Așa. Mie îmi place cum arată. Arată foarte frumos. Să-i punem un anume shape. Să vedem ce găsim, ce să ne placă, mai bine zis să-mi placă, un shape frumos. Eu îl pun pe acesta. Pe undeva pe aici. Nu vă faceți griji, îl vom aranja și va arăta mult mai bine. Să mai schimbăm pe aici. Selectăm shape-ul. Hai să-i dăm o textură și shape-ului. O voi lua tot de la style-urile mele pregătite. Poate așa, nu. Nu. Așa. Mie îmi place cum arată. Ok. Așa rămâne style-ul. L-am făcut mai în grabă. Uite așa. Le dau pe text puțin. Pentru că așa este userul. Să aranjez așa. Acum să-i dăm file. File save for web and device. Mie mi-l arată mai mic. Este deja pusă PNG 24 transparent. Hai, lăsăm așa, nu contează. Îi dăm save. Eu o voi pune în computerul meu. În tutoriale.
Gata, ai salvat. Ia să vedem ce a ieșit. Arată așa cum, deoarece nu este pus pe un site, dar când îl veți pune pe un site, va arăta cum trebuie. Ia, o să-l pornesc prin Mozilla Firefox. Tot nu arată bine, dar veți vedea când îl veți pune pe site-uri, la semnături sau oriunde altundeva, va arăta perfect. Eu sunt Rău, membru al echipei lui Vlad Vladone, partea tutoriale. Acesta a fost tutorialul de azi. La revedere, sărbători fericite!